viitorul bibliotecii municipale, acestea sunt preocupările bibliotecarilor ei. Crearea unui viitor care încă nu există necesită curaj. Noi l-am avut, îl mai avem. Dacă n-am dat primarul, dacă a dat Dumnezeu să intri, încă mai mult să avem. Noi nu numai am reacționat, noi nu numai am răspuns, noi am inițiat, am transformat și aceasta ne-a diferențiat de celelalte biblioteci. Așa a fost întotdeauna la biblioteca noastră. Biblioteca municipală este o bibliotecă mare. Nu numai din punct de vedere existențial, dar și ca producție, ca resurse, structură, contribuții culturale și științifice. Dacă ești mare, ești obligat să fii mare și te aștepți să rămâi mare. Ceea ce înseamnă că generații după generații de bibliotecari au fost angajați pentru a continua să facă ceea ce adăuga măreției instituției noastre. Când Darea Harjevski, primul ei director, a publicat, editat la tipografie, primul catalog al bibliotecii, a fost o inovație pentru Imperiul Rus de atunci, pentru că a fost la 1898. Când a publicat primul raport de activitate, în același an, a fost un lucru inovativ pentru municipiul Chișinău. Când a participat la primul congres al bibliotecarilor din Rusia, a prezentat experiența de îmbunătățire a clasificării și prelucrării cărților, inclusiv atribuirea indiciului de autor, a fost și aceste inițiative și prin ele inovative și prin ele Daria Harjevski și-a demonstrat profesionalismul și responsabilitatea pentru managementul informațional al bibliotecii. Pasiunea ei pentru această bibliotecă. Când s-a gândit ca fiecare raport de activitate să tipărească al câtelea an de existență este, gândea în termeni de durabilitate și viitor. Putem citi pe raportul pentru anul 1912 sub titlul al 35-lea an de existență. În ultima sa carte, Marlin Burun în management, Seth Godin zice: cândva înființat în 1877 însemna mult, astăzi poate fi un minus. Nu însă pentru noi, generațiile viitoare de bibliotecari vor constata că noi, actualii bibliotecari, nu am pierdut și nu am irosit nicio oportunitate în efortul de a propulsa Biblioteca Municipală pe poziția dominantă în domeniul infodocumental, la fel cum proceda prima directoare. Biblioteca Municipală a fost o neobosită căutătoare de soluții de dezvoltare. Nu am rămas niciodată fără idei. Astăzi, la această aniversare, mă întreb ce vor spune generațiile următoare despre modul în care am practicat managementul. Oare mi se va părea cea mai mare, care mi se va părea cea mai mare, mai mare greșeală? Ne vor acuza oare că am irosit resurse, că am dezamăgit și pierdut utilizatori? Se vor întreba câte idei au generat angajații, care dintre ele au fost puse în aplicare? Am făcut mult sau puțin cu resursele pe care le-am avut noi la dispoziție? Sunt convinsă că nu ne vor acuza de a fi iresponsabil. Nu ne vor acuza de a fi făcut prea puțin. Nu ne vor acuza de a fi disprețuit, măcar una din aspectele pe care le-am enumerat mai sus. O aniversare, mai ales ca aceasta de 135 de ani, este un prilej de a face o pauză la marginea epocii moderne pentru a medita, a analiza și paria pe care model se va configura activitatea bibliotecii municipale în continuare, în următoarele decenii. Printr-un program coerent, divers, centrat pe viitor, s-a dezbătut, discutat și pus în valoare toată săptămâna numele, imaginea, interrelațiile cu chișinăuienii, partenerii și efortul nostru comun în de a ține lectura în cercul preocupărilor și intereselor chișinăuienilor. Biblioteca 3.0, aspirațiile bibliotecii de a fi modernă,
valorificarea patrimoniului scris chișinăuian și astăzi, la conferință, 56 de comunicări de comunicatori s-au înscris cu diverse subiecte, actuale și proiecte derulate. Sper și mă aștept, în urma acestui program, la o spectaculoasă consolidare a activității de inovație pe fundamentele clădite deja în acest sens. Biblioteca Municipală a fost întotdeauna și este în continuare angajată direct în țesătura atât de încurcată a problemelor ce agită secolul țara noastră, orașul nostru. Turbulențele prin care trece Biblioteca Municipală trece și prin inima propriei noastre experiențe, atât de complexe, pe care avem norocul de a fi trăit-o ca martori ai acestor timpuri și ca martori, dar mai întâi de toate, ca niște contributori ale realizărilor și dezvoltării al progresului temeinic în fapte a bibliotecii noastre. Fondată în an de război, a avut întotdeauna un caracter ofensiv, iar istoria ei este un exemplu de cum au păstrat-o cu venerație în cele mai nefaste vremuri și un exemplu de cum au implicat-o în mijlocul celor mai vertiginoase prefaceri, de cum au consolidat-o într-o unitate organică cu tradiția pe temelia clădită, pe temelia căreia se înalță astăzi. Profunzimea acestei griji deosebite, pe care o revendică fiecare generație de bibliotecari trecuți, i-a asigurat progresul și evoluția, ajungând azi un adăpost măreț al timpului, un simbol al existenței. La acest copas aniversar ne întrebăm cum a reușit Biblioteca Municipală. Prin contribuții semnificative individuale ale bibliotecarilor ei, prin contribuții colective ale componentelor ei, la Biblioteca Municipală întotdeauna contribuția a fost mai mare decât recompensa. Contribuțiile sunt rezultatele, succesele înregistrate pe parcursul întregii sale existențe. Multe au fost de întâietate, de anvergură, de originalitate, de cantitate, de notorietate, de divertisment, de cercetare. Am avut însă grijă ca lumea să le știe, să le cunoască, să le simte, să le critique, să le invidieze, să le copieze, să le laude, dar oricât de multe aplauze am primit, noi am muncit mereu pentru a ne îmbunătăți performanțele, convinși fiind că aplauzele care derivă dintr-un succes sunt doar un produs secundar. Astfel am asigurat evoluția bibliotecii performând. La Biblioteca Municipală, întotdeauna, spectacolul a fost mai mare decât aplauzele. Fiecare reușită a Bibliotecii Municipale a venit cu ajutorul multor oameni cărora le suntem mereu recunoscătoare. Toate realizările noastre și toate capacitățile noastre pe care le avem au fost și sunt posibile datorită talentului și contribuției acestora, altora decât noi bibliotecare. Am dezvoltat o cultură a mulțumirii și a darului. Mulțumim oricui care face ceva pentru noi, ne suntem recunoscători, apreciem și punem în valoare lumea din jurul nostru, fie specialiști din domeniul biblioteconomic, fie din alte domenii, fie decidenți, fundatori sau utilizatori, îi tratăm cu respect, apreciem calitatea oamenilor care ne înconjoară. Această experiență ne-a convins că oamenii vor să colaboreze cu alți oameni care îi apreciază, iar resursele se îndreaptă spre zona în care sunt apreciate. Oamenii răspund la gratitudine, punându-ne la dispoziție mai mult din ceea ce apreciăm. La Biblioteca Municipală, întotdeauna gratitudinea e mai mare decât succesul. Noi ne bucurăm de orice activitate realizată. Bucuria noastră este întotdeauna mai mare decât efortul. Abordarea muncii cu această atitudine ne asigură progresul permanent. Progresul înregistrat ne dă curaj să rătuim și mai departe decât am ajuns. Ne dă curaj de a gândi în perspectivă, ne dă încredere în capacitatea noastră de a depăși limitele în care ne simțim confortabil. La Biblioteca Municipală, întotdeauna, încrederea e mai mare decât confortul.
Valoarea progresului și evoluției noastre vine sub forma impactului pe care îl avem în domeniul biblioteconomic, în cercetare, în viața culturală, în comunitate, în general. Prea mult spațiu au pasăle în șir. Doar două dimensiuni cantitative care au în spate un enorm efort profesional și un înalt impact social. 134.847 de chișinăuieni au card de cititor la Biblioteca Municipală, confirmă serverul Bibliotecii Municipale astăzi, 19 octombrie, la ora 8:50. Doar în ultimii 5 ani, de la aniversarea de 130, au fost elaborate și editate 110 volume, ca rezultat al cercetării și valorificării a multor fațete Chișinăului. Chișinău istoric, cultural, literar, personalități Chișinăului, etc. A 135 aniversare ne-a oferit prilejul de a medita și vedea traiectorile evoluției și sper că vom alege cu înțelepciune pe care dintre ele vom navigla în continuare. Pentru că o aniversare mobilizează, dar și călăuzește. Onorați și mulți respectați fondatori, ei nu sunt sală. Mult stimate domnule primar, mă nu fi. Țineți minte, este un film. Hei, hai America, voi unde turbulențele politice și economice. Noi ne simțim protejați, noi ne simțim importanți pentru Chișinăul datorită atitudinii lor față de activitatea noastră. Aici, în scenariul meu, era să-i înmânez primarul istoria bibliotecii municipale, spunând, domnule primar, biblioteca are o istorie. Cu semnele, bineînțeles, de rigoare. Iar următoarea carte, domnule primar, biblioteca are viitor. Și vă oferim în dar Chișinăul în pictură. Contribuția noastră pentru chișinăuieni. Mulțumesc, domnule primar. Dragii noștri, dragii noștri parteneri și prieteni, dacă vin cumva, dacă Doamne ferește, vin eu încă o dată. Biblioteci universitare și publice, mass media, facultate de jurnalism și științele comunicării, catedra de biblioteconomie, scriitori, editori, profesori, vă mulțumim pentru încrederea în noi, suportul profesional, expertiza de care beneficiem colaborând cu dumneavoastră. Dragi bibliotecari, dragi bibliotecari de bibliotecii municipale, sunt mândră că mă aflu aici, în acest moment semnificativ, în acest punct fascinant al forțelor inteligente reunite în această sală de aniversarea bibliotecii noastre. Clipa de incandescență și exaltare interioară mă domină emoțional, îmi dă o puternică presiune în gât și în piept și îmi pune un nod în gât, dar nu întreg dorința de a vă spune cât de buni, de talentați, de unici, de deosebiți sunteți. Cât de mult apreciez că sunteți în echipa mea. Că sunteți echipa mea, că sunteți echipa HD-ul. Vitalitatea bibliotecii municipale, forța, energia, însuflețirea de a progresa, o transpuneți dumneavoastră în acțiune. Existența bibliotecii a fost unică în toate timpurile. Manifestarea ei astăzi este la fel unică. Prin unicitatea dumneavoastră, asigurați unicitatea Bibliotecii Municipale Bogdan Petrece HD-ul. Datoria noastră, pur și simplu, este să o păstrăm, să o menținem dinamică și să-i construim viitor. Trecutul bibliotecii noastre este plin de evenimente la care merită să ne gândim dintr-o perspectivă. Iar toate experiențele de valoare din trecut sunt pentru noi acum materie primă pentru crearea viitorului. Viitorul ne aparține nouă, echipii de astăzi, deoarece, prin definiție, încă nu s-a produs. Acesta există în mintea noastră. Asta înseamnă că putem să alegem să-l facem la rândul ne prosper. Urarea mea pentru dumneavoastră. Vă vreau curgători ca apa, grei ca stânca, cuprinzători ca ramurile și cetina pinilor. Restul le aveți și cu succes le valorificați. Ad multos anis, Biblioteca Capitalei.